În ultima vreme, solicitările către DGASPC-Vâlcea pentru adopții depășesc numărul copiilor care pot fi adoptați. În 2021, pentru 15 copii a fost acordată o șansă la o viață mai bună într-o familie potrivită pentru ei. Alte 40 de cereri sunt în așteptare pentru familiile care își doresc să ofere un cămin unui copil. Din păcate, solicitările care sunt depășesc numărul copiilor care pot fi adoptați, anul acesta numai 15 cererile au fost solicitate și trebuie să vă spun că avem vreo peste 40 de familii sau persoane care doresc să adopte. În sistemul nostru, chiar dacă am zis de un număr mare de copii, mai ales în plasament familial sau asistență maternală, e clar, cei din plasament familial sunt majoritatea în rândul familiei extinse, la bunici, la rude și nu se dorește a merge în adopție niciunul dintre copii, pentru că ei sunt aproape de familia lor, dar ceilalți copii din asistență maternală și din casele de tip familial și apartamentele noastre au deja o vârstă mare, deci în ultimii 2 ani a fost o ieșire masivă din sistem a copilor, prin împlinirea vârstei de 18 ani și, bineînțeles, o parte dintre cei care nu au continuat școala, facultatea, s-au integrat prin serviciul nostru de tranzit, le-am găsit un loc de muncă, apartament cu chirie și au plecat, s-au integrat în viață. Deci nu avem atât de mulți copii pe cât cer, din păcate v-am spus, dar toți copiii care sunt adoptabili li s-au deschis proceduri de adopție. În prezent, în județul Vâlcea, 89 de copii se află în sistemul de tip rezidențial, 379 de copii sunt plasați la asistenții maternali și 388 se află în plasament familial.